Cetățenii susțin faptul că România are nevoie de un premier care să știe cum să combată atât cauzele cât și efectele generate de pandemie. Guvernul condus de Alexandru Rafila este soluția rezonabilă pentru ieșirea din pandemie, dar și pentru evitarea unei crize politice și economice în anul următor. Guvernul condus de Alexandru Rafila este soluția rezonabilă pentru ieșirea din pandemie, dar și pentru evitarea unei crize politice și economice în anul următor. Orice altă formulă de guvernare nu ar fi funcțională și ar genera probleme politice ce s-ar suprapune pe criza sanitară, dar și pe cea economică. Propunerea PSD pentru funcția de premier în persoana doctorului Alexandru Rafila se bucură de o largă susținere populară. Aproape 60% dintre cetățenii cu drept de vot consideră că propunerea PSD este bună sau foarte bună, mai ales în actualul context economic în care este nevoie de un premier care să știe cum să combată pandemia. Dacă ar putea vota pentru funcția de prim-ministru, 55% dintre români ar vota în favoarea propunerii PSD pentru această poziție.